La o lună de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, 103 români părăsesc fâșia Gaza. Evacuarea a fost aprobată după negocieri între Egipt și autoritățile israeliene, susține Ministerul de Externe. Odată ajunși în Egipt, românii vor merge la Cairo și de acolo vor zbura cu o cursă specială spre casă. Printre ei, cei mai tineri care scapă din infern sunt bebeluși de numai câteva luni. Românii din fâșia Gaza au primit vești bune pentru prima oară de la începutul conflictului dintre Israel și Hamas. În total, aproximativ 350 de cetățeni români locuiesc în enclavă. Ministerul Afaceri Externe informează că, în urma acordului transmis de către autoritățile israeliene și cele egiptene, un număr de 103 cetățeni români din fâșia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit în cursul nopții trecute permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Românii au primit informații despre detaliile evacuării de la funcționarii Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. Cei 260 de români care au anunțat că vor să plece din fâșia Gaza nu mai sunt în partea de nord a fâșiei, adică în apropiere de Gaza City. Toți sunt în zona de sud. Dacă ne referim acum la cei 103 care se află pe listă pentru a părăsi fâșia, aceștia fac o primă oprire la Rafah, iar de aici or să fie duși cu autobuze până la Cairo. Vorbim de un drum destul de lung, aproape 400 de kilometri prin peninsula Sinai. O zonă despre care se știe că este controlată în parte de ISIS. Credem însă că forțele armate egiptene vor asigura securitatea convoiului. Odată ajunși în Cairo, cei 103 oameni care au și cetățenie română vor fi îmbarcați în avion și cu o cursă specială vor ajunge înapoi în România. Cel mai vârstnic român evacuat are aproape 80 de ani, iar cel mai tânăr are puțin mai mult de o lună de viață. Negocierile continuă și pentru ceilalți români rămași în fâșia Gaza, care așteaptă și ei să poată pleca. Unfortunately, the Gaza side of the border is controlled by Hamas, and despite the fact that 2 weeks after the war started, the Egyptians opened the border for exit of several hundred of people per day. 3 days ago, Hamas closed it, and that actually made it more difficult for foreign nationals to get out. But unfortunately, we didn't have control of the exact pace. We hope that all the foreign nationals, including the Romanians, will be out as soon as possible. Până acum, aproximativ 1100 de oameni au părăsit fâșia Gaza de la deschiderea frontierei cu Egiptul. Un român fost militar în armata israeliană care a luptat în fâșia Gaza și Liban timp de 20 de ani vorbește despre românii ținuți ostateși de teroriștii Hamas. Dacă ne uităm la modul în care au fost în care li s-a dat voie să părăsească fâșia Gaza, înțelegem că cineva a avut interes să-i țină și până acum. Pe de o parte, da, înțelegem nevoia de a filtra pe cei care ies pentru a evita ca oameni din Hamas să iasă pe acolo, dar pe de altă parte, este și un interes al Hamasului de a ține acest subiect în titlurile zilei, să se vorbească în continuare despre asta. Acest lucru aduce Hamasului autoritate, obligă astfel lumea de a discuta cu gruparea, a mai spus fostul militar. Pe 7 octombrie, teroriștii au luat ostateși 240 de oameni, dintre aceștia 6 sunt cetățeni români.